O nouă ediție a podcastului Generația lui John începe din acest moment. La mulți ani, Andrei! La mulți ani, Andreea! Știm că sunteți mulți sărbătoriți, să sărbătoriți așa câte 2-3, nu mai mult, că pe urmă știți cum e cu pandemia. În această ediție, vă rog din suflet să vă gândiți foarte bine la cât de transformați suntem din ce în ce mai mult, mai ales la nivel de interacțiune. Nu mai avem timp să ne vedem cu oamenii la restaurante, la cafenele, într-un parc, pentru că purtăm mască, pentru că nu ne mai vedem emoțiile, pentru că nu mai avem la fel de mult curaj să interacționăm cu oamenii care sunt diferiți de noi, dar care ne atrag. Poate că lucrurile astea sunt foarte simple în primă fază, dar de fapt sunt complicate atunci când trebuie să trecem la treabă. Și atunci am un invitat pe măsură, un invitat care ne va ajuta, eu chiar îmi doresc tare mult, ne va ajuta să comunicăm eficient cu oamenii în online, oamenii care ne plac, oamenii care ne atrag. Salut, Andrei Doru, și bine ai venit în podcast Generația lui John. Salut și mă bucur foarte mult că sunt aici alături de tine. Mi-a lipsit energia asta faină. Avem energie pentru că și tu ne dai energia asta pozitivă și pentru că ne bucurăm pentru fiecare interacțiune în parte. Andrei, pentru cei care nu te cunosc sau care în sfârșit te văd prin ecran, evident, în carne și oase, cum s-ar spune, spune-ne ceva despre tine. Păi, după cum a spus și John mai devreme, numele meu este Andrei, am 26 de ani, sunt coach și trainer pe partea de dezvoltare personală și relaționare între bărbați și femei. Ajut bărbații să cunoască și să atragă femei, din special în mediul de social media, mediul online, și să aibă relații de calitate. S-ar putea ca cei care ne urmăresc acum ori să nu înțeleagă exact ceea ce tu faci sau să li se pară că e un lucru superficial, că nu avem nevoie de așa ceva în această perioadă. Însă eu am toată încrederea că oamenii au nevoie de interacțiune. Sunt convins că nu toate lucrurile sunt roz în ziua de astăzi și nu mă refer neapărat la cei mai tineri, ci mă refer inclusiv la cuplurile care sunt pe ultima sută de metri înainte de exact a ieși din acea relație sau chiar la oamenii care sunt singuri de 2-3 ani de zile și poate chiar au și un copil sau doi copii. Iar ceea ce noi nu vorbim nu înseamnă că nu există. E acolo un soi de deal, când să facem marele pas, când să ieșim să cunoaștem pe cineva. Dar ca să putem ajunge la un astfel de subiect, mă gândesc că ar fi bine să te punem pe tine sub lupă și să-mi spui cum ți-a venit ție ideea asta măreață de a îi învăța pe ceilalți să interacționeze corect sau potrivit în mediul online. Totul a plecat de la o despărțire. Deci, o despărțire care m-a făcut să sufăr foarte mult în trecut, la momentul respectiv. Mă rog, am reușit să trec repede peste mica suferință, dar mi-am dat seama că și eu am anumite probleme, anumite blocaje pe care trebuie să le depășesc. Mi-am dat seama că odată cu despărțirea trebuia să cunosc și altă persoană, altă femeie, și am început să-mi seama așa dificultății să relaționez cu ele. Nu prea știam cum să o fac să mă placă, să mă fac prezentabil, interesant, să pot să ies cu ea la întâlnire, ce să fac la întâlnire și așa mai departe. Și am ieșit foarte mult să socializez pe stradă cu oameni, cum fie adică? Că bărbați sau femei. Cum adică? Pur și simplu deschideam conversații, făceam un exercițiu pentru mine de ieșire din zona de confort. Mergeai pur și simplu pe stradă, da, și cu ghilimele de rigoare te luai de cineva? Nu, abordam oameni, bineînțeles, respectos, așa, diplomat, femei, bărbați, încercam să fac conversații cu persoane noi, cu străini, practic. Să ies din zona de confort, să pot să am, cum să spun, o cale pe care pot să merg către succes. Succesul care la vremea era să pot să mă exprim mult mai liber. Mult ce mai le spuneai prima dată? Orice îmi venea în cap. Dă-mi un exemplu. De la câte ceasul, așa, până când vedeam o femeie și spuneam că îmi place foarte mult cum ești îmbrăcată și spuneam de unde ți-ai cumpărat hainele astea. Adică n-aveam ceva scris în cap. Ideea era să deschid gura. Și pe măsură ce deschideam gura din ce în ce mai mult, căpătam mai multă experiență. Nu ți-a dat teama că vei fi judecat, că oamenii din jurul tău probabil te vor arăta cu degetul sau că femeile vor spune pleacă de aici, lasă-mă în pace? Clar, clar. Deci la început primele reacții, adică primele săptămâni, abia că se oprea cineva să, de fapt vreo femeie să vorbească cu mine, pentru că făceam greșit niște lucruri din punct de vedere al limbajului corporal, body language, tonalității, nu era potrivită, practic eu le speriam. Dar mi-am dat seama pe parcurs că și astea se fac... Țipai când le abordai, ce făceai când nu înțeleg? Eram foarte timid, de genul, hei, bună. Scuză-mă că te deranjez. Erai și cu privirea asta în jos, da, așa? Da, 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 da.
Și când a fost momentul în care ți-ai dat seama că poți începe să îi înveți pe ceilalți? Momentul în care am observat că pot să am eu succes, să am o relație de calitate sau mai multe relații de calitate, am început să-mi ajut prietenii. Prietenii mei apropiați, auzind ceea ce începusem eu să fac, să ies, să socializez cu oameni noi, să cunosc femei noi, să abordez femei noi, ei deveniseră brusc interesați de ce fac eu. Și eu am încercat să, adică pe baza experienței acumulate la momentul respectiv, începusem să le dau așa mici punturi, mici sfaturi, care mergeau. Și ei mai departe au transmis altor prieteni și prietenii altor prieteni și tot așa. Și dintr-o dată m-am trezit brusc cu mesaje de la necunoscuți că, Andrei, uite, am o problemă, sunt în relație cu fata asta, am problemele astea sau vreau să cunosc o femeie care ar fi pașii, tot felul de întrebări. Și mi-am dat seama că, wow, este chiar o putere în spate extrem de mare. De ce ar trebui oamenii, atunci când au astfel de situație, de problemă de interacțiune cu altcineva, să apeleze, nu știu, la un specialist sau măcar la un om care a mai trecut prin astfel la de experiență? Ca un mentor. Sunt două categorii de bărbați când vine vorba de treaba asta. Sunt bărbații care natural își descoperă și își dezvoltă niște abilități și n-au nevoie de cineva ca mine. Și sunt iarăși, cealaltă categorie de bărbați este aceea care nu poate să treacă peste blocajele astea, peste barierele astea emoționale. Atunci când vor să poartă o conversație cu femeie, să o facă interesată. Practic au nevoie de ghidare, de un ghidaj, să fie ghidați. Și prin simplu fapt că eu am trecut prin mai multe belele, să zic așa în ghilimele, practic eu îi ajut, eu le scurtez drumul. Ei nu mai trebuie să treacă prin atâtea eșecuri în care am trecut eu ca să învăț cum funcționează dinamica socială și practic le pot ușura munca, să zic așa. Funcționează? Funcționează, da. Fiecare cu ritmul lui. Cel mai important lucru este să nu fie comparație. De exemplu, uite, George este mai bun decât mine, că a ieșit la 3 întâlniri, eu am ieșit la 1. George, cum poate să fie mai bun decât tine? Că George poate a mers la sală 3 luni de zile, tu n-ai mers la sală. George poate are un merțan, tu nu ai un merțan. George poate că are casă cu 3 etaje și piscină, tu stai în garsonieră. Exact. Sunt astea niște, hai să spunem, handicapuri sociale sau sunt doar niște chestii în mintea noastră? Niște chestii în mintea noastră și în primul rând trebuie să fim conștienți de faptul că singura competiție este cu propria persoană. Atât. Deci în momentul în care tu, singura competiție este cu tine, tu automat știi ce să faci ca să te îmbunătățești, știi ce să faci ca să crești, ca să evoluezi, dacă tot timpul te vei raporta la ceilalți care poate fac unele lucruri mai bine decât tine sau nu vei fi într-un loop de ăsta mental. Practic vei fi blocat acolo și uiți de procesul tău, uiți de evoluția ta. Pentru că tu vrei să fii mai șmecher decât Gigel. Care Gigel este în stilul lui, tu ai stilul tău. Tu ai vreodată să fii mai șmecher decât altcineva? Da, și mi-am dat seama că este un mindset foarte greșit. Convingere limitativă, greșită. Hai să vorbim un pic despre aplicațiile de socializare și de dating. Uite, am stat să fac un pic de research. În afară de Tinder mai există dating, spre exemplu. Da. Zi-mi dacă le știi pe ambele. Știu și de dating. Nu, personal n-am folosit, m-am documentat despre aplicația respectivă. Există și Badoo, Hot or Not, sunt mai multe aplicații de dating. Okay. Dar în România cei care vor să folosească aplicații de întâlniri de dating, le recomand Tinder-ul. De ce? Pentru că este populat, cea mai populată aplicație. Cei mai mulți utilizatori sunt acolo, fie că vorbim de bărbați sau femei. Și au mult mai multe șanse să iasă la întâlniri din aplicația respectivă pe ideea că sunt mult mai multe persoane acolo. Poate ar părea lucrurile un pic mai nevalabile dacă n-ar fi pandemie, dar suntem într-un moment în care nu ieșim din casă prea des. Da. Și nu mai stăm la restaurante cum stăteam așa acum este ceva vreme. Iar aplicațiile astea chiar sunt cumva mai funcționale. Poți să-mi explici pe scurt ce faci tu în momentul în care vrei să cunoști o persoană, în momentul în care vrei să, nu știu, vrei să mergi la munte, dar să nu te duci singur? Păi, practic, asta e o întrebare cum începe procesul. Sunt niște pași. Așa. Trebuie să fie o deschidere
a conversației respective, trebuie să fie un flow al conversației, trebuie să fie partea de atracție, partea de confort care se construiesc gradual. Mulți greșesc că vin direct cu invitații de la început, de genul abia am schimbat câteva vorbe și vin direct cu propuneri și invitații de genul hai să facem, mai hai să ieșim, hai să... Mm-hmm. Uite, eu am două topuri aici, de fapt am două categorii, categoria celor care abordează pe Facebook, pe Instagram, pe Tinder, peste online, tot, da. Da, online abordează cu un anumit tip de text. Și mai am încă o categorie care sunt de fapt niște deschideri, exact cum spuneai tu. Și vreau să spui dacă e greșit în momentul în care vezi o domnișoară care îți place să-i spui bună ce faci sau hei, ești frumoasă sau stai că îți mai zic bună, ești drăguță, ai vrea să ieșim? Mai am încă două. Bună, mi-ar plăcea să vorbim, îmi dai numărul tău? Și pe urmă mai sunt alea cu pozele care sunt de toate felurile. Cum e categoria asta de abordare? Păi, din păcate, foarte mulți bărbați abordează așa. Mm-hmm. Fie că vorbim de cei de 18 ani. Din păcate. Din păcate, da. Din păcate. De ce? Pentru că nu vii cu nimic diferit. Tu, o femeie sătulă de mesaje de genul bună ce faci, de complimente generale. Ești frumoasă, arăți bine. Ea știe asta. Tu nu vii cu nimic special. Nu faci să se simtă special. Adică spui exact ce... Uite, ai un coș în frunte. Depinde cum îmbraci lucrul respectiv. Poate să fie bine sau poate să fie rău. Ține de cum prezinți tu lucrul respectiv. Trebuie să fie de rău, că dacă ea știe că e frumoasă, îi spun că e mai puțin frumoasă. Uite, coșul e fix în frunte. Aici intrăm în partea de tachinare, de push and pull. Deci tot e de bine, da, dacă faci treaba asta. Depinde cum o faci. Dar mesajele de genul bună ce faci, e frumoasă, ai vrea să ieșim, nu funcționează prin simplu fapt că tu din start te pui la o altă cu ceilalți. Tu nu mai vii cu ceva diferit. Și femeile sunt plictisite de mesaje de genul. Cum ar fi să vorbim despre deschideri? Spre exemplu, complimente specifice, nu generale. Da, asta este recomandarea mea și mereu o să spun că, deci atât pentru online, cât și pentru viața reală, dacă un bărbat vrea să abordeze o femeie, funcționează foarte bine complimentele specifice, adică cum s-a îmbrăcat, cum s-a aranjat, cum și-a asortat anumite lucruri, prezența ei, energia ei, niște lucruri specifice ei, mersul ei. Mi se pare că e un mers chiar foarte atrăgător. Chiar curios, dacă ești căpătat așa un pic. Sunt curios de unde e energia asta, de unde ai venit cu energia asta faină. E mult mai, un pic mai devreme. E mult mai bine decât, hei, ești frumoasă sau, mamă, ce picioare drăguțe ai. E ok să spunem, să povestim, să avem niște deschideri legate de locurile prin care a fost? Da, și asta este o metodă de a deschide o conversație în online, să te legi practic de pozele și de locurile în care a fost. Este o metodă foarte bună, alături de cea cu compliment. Adică partea frumoasă e că se pot combina. Deci poți să combini parte de complimente specifice cu luatul de, legatul de poze. Practic le îmbim pe amândouă. Nu există un standard anume. Spune-mi, Andrei, de ce ar trebui ca bărbatul să fie cel care inițiază acest proces? De ce nu femeia? Sunt și femei care fac asta, mai puține, dar este ideea în spate că bărbatul este liderul și bărbatul trebuie să conducă, să deschidă interacțiunea, să conducă. Practic e o condiționare socială și asta, totuși. Și vine din preistorie, când bărbatul vine de pe vremea când noi eram vremea peșterii atunci. Bărbatul, când începeam să vânăm sau... Exact, noi eram aia dominanți, noi eram aia care începeam lucrurile, le finalizam, noi ne luptam, noi mergeam la război, noi luam vânatul, aduceam acasă. Femeia era cea care ne oferea copilul, practic asta se întâmpla, da? Ne culcam cu ea, făcea copilul, ne făcea mâncare, avea grijă de copil. Adică ne aducea mâncarea și pe urmă o prepara. Da. Am înțeles. Și cum sunt lucrurile acum? Acum sunt, deci există și o categorie de femei ceva mai deschisă, la, adică să facă piele primul pas. Deci dau seama că mai să nu moară. Da, mi se pare că de multe ori femeile pot câștiga mai bine decât bărbații. De multe ori femeile pot avea niște idei, wow, surprinzătoare. Da. Mi se pare că chiar este o egalitate. Dar nu e ca și cum bărbatul e stâlpul casei, femeia nu are cum să fie. Eu merg întotdeauna pe, exact cum ai spus și tu, pe egalitate. Deci eu nu sunt de părere că bărbatul trebuie să facă așa, femeia trebuie să stea, adică cum se mai aude prin alte medii, că bărbatul trebuie să fie într-un fel, femeia trebuie să stea la cratiță, trebuie să facă mâncare, trebuie să, da, de ce? Hai să le facem împreună. O relație de calitate, adică să facem lucruri împreună. Cum îți dai seama, cum îți dai seama că o relație nu mai funcționează? Dacă apar gelozii, sentimentul ăla de posesivitate,
lucrurile încep să devină toxice și tot timpul ai o presiune pe tine, practic tu nu te mai simți, tot timpul ești certat, tot timpul ești, să zic, mustrat, bagiocorit, nu vă înțelegeți, vă certați la cea mai mică chestie, sunt niște chestii emoționale care se tratează, îți dai seama, pe o perioadă mai... Și ce faci atunci? Instant ieși din relație sau încerci să salvezi relația? Încerc, depinde ce își dorește bărbatul respectiv. Tu ce îi face? Dacă ai fi într-o relație foarte bună și la un dat acea relație foarte bună... Începe să scârțe. Da, s-ar strica. Aș încerca să rezolv pe cât de mult se poate lucrul ăsta, adică să repar... Ție dacă ți-e strică telefonul acum, nu știu, ți-e sparge ecranul. Te duci să-l repar sau îți cumperi altul nou? Cred că îmi cumpăr altul nou, mai, da. Oare acest tip de comportament poate să fie ilustrat și în alegerile tale? Sau dacă un om de obicei face astfel de alegeri cu lucrurile, se întâmplă asta și cu oamenii? Da. Important este conștientizarea. Una este un telefon, alta este o relație. Dacă eu sunt într-o relație de 4-5 ani de zile, care a fost super, da, totul merge bine, suntem mutați împreună, funcționează și am început să ne certăm acum. Aveți un credit pe 30 de ani? Bag-o pe asta că e foarte important. Mă rog, da, asta, credit pe 30 de ani, astea sunt detalii. Dar și dacă începe să scârție la un moment dat, marea, cum să spun, mulți cred că relația perfectă este relația fără certuri, fără discuții. Nu există. Orice relație are certurile, are suișuri și coborâșuri. Dacă tu cedezi de la prima ceartă, înseamnă că poate nu ții la femeia suficient de mult. Sau ți-e frică ție să mergi mai departe ca bărbat, fie că ești bărbat sau femeie, asta e și valabil și pentru femei. Ți-e frică să, pentru ce? Că ai avut o ceartă și ți-e frică să mergi mai departe ca să nu ai altă ceartă, exact ca la atacurile de panică. Ai un atac de panică, după aia ți-e frică de, să nu cumva să ai următorul atac de panică. Și tot Andrei, bărbații plâng? Bineînțeles, și eu am plâns. Și e ceva rușinos? Nu. Consider că pentru un bărbat este chiar o calitate, puterea de a-și asuma emoțiile și a fi deschis. Bine, ai fost crescut și tu, ești bărbat, nu plânge, capul sus, nu e pentru tine? Mai auzit și eu lucruri de genul și mi-am dat seama că nu, asta este, nu, reprimarea nu este cheia. Ce să fii, adică ești autentic, ești natural, în momentul în care ești ok cu emoțiile tale, ți le accepti, le conștientizezi, nu ți-e rușine cu ele, nu ți-e rușine să, adică dacă ți-e rușine cu emoțiile tale, normal că de-aia nu poți să te duci să-i spui unei femei că îți place de ea sau că vrei să ieși la întâlnire cu ea. Pentru că apar rotițele alea acolo. Dacă tu îi spui unei femei de la început care îți sunt intențiile, nu cumva din start ai pierdut? Pentru că ea poate să spună da sau nu? Bineînțeles, poate să zică da sau nu. Nu e mai interesant dacă bărbatul e stâlpul casei până la capăt și el nu spune treaba asta, adică ține un soi de mister? Asta e cea mai mare capcană și foarte, foarte, foarte mult pică aici. De ce? Pentru că joacă safe, la sigur, nu cumva să îi spun, să-i dau prea multe detalii că îmi place de ea sau că vreau să fac anumite chestii cu ea, ba chiar proiecțiile de viitor. Mi-ar plăcea să facem X, Y, așa. Ca nu cumva să fie refuzat, ca nu cumva să se supere. Ca nu cumva să aulă, să nu cumva să-și dea seama că eu vreau mai mult de la ea, nu cumva să-și dea seama că poate eu vreau să o bag în pat și să pic eu tipul ăla. Deci tu vrei să spui că e bine să-ți etalezi intenția. Exact, altfel intri în friendzone. Și odată ce ai intrat în friendzone, lucrurile îți dea acolo, ești doar un prieten pentru mine. Lucruri pe care le-am auzit și eu, bineînțeles. De ce? Pentru că intențiile nu sunt comunicate direct. Femeia nu știe practic ce vrei de la ea. Dacă totul crezi se rezumă... Că nu știe? Știe la modul, bă, ce, ok, mă bagă asta în seamă, dar ce vrea de fapt? De ce vorbește cu mine? De ce? Noi vorbim aici de subconștientul femeii, care el practic așa, dacă femeia nu primește anumite stimulente, da, stimul, ea nu știe unde să încadreze lucrurile. Ok, băi, ăsta vrea să iasă cu mine sau nu vrea, mă place, nu mă place. Păi și dacă deja ai cunoscut-o, nu știu, pe o aplicație de dating? Așa. Nu sunt deja direcțiile trasate? Ba da, dar faptul că ești pe o aplicație de dating și... ți-e rușine să spui femeii respective că îți place de ea, asta e, it's not good. It's not good. Mi-a dat acolo love, like, swipe right, nu ceva? Nu e suficient. A, e prea puțin, trebuie să dau like la fiecare poză sau ce? Nu, nu, dar pentru o femeie primește 10 de like-uri pe zi, 10 de match-uri pe zi. A, păi nu mi-a dat nimic, îi dau un friend. Nu, asta vreau să spun, că pentru ele, cum să spun, plaja e foarte mare. Deci are de unde să aleagă. E o vorbă. Păi eu nu vreau. Ți se pare interesant să comunici cu o persoană care spune asta? Adică dacă tu te duci către o persoană care îți place, da, și replica este: hei, da, eu primesc foarte multe complimente și eu știu că sunt foarte frumoasă. A, nu, 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 nu spuneam asta, spuneam ca idee generală din spatele, adică dinamica socială. A, ok, deci femeia este impresionată pentru că ea deja a primit așa ceva. Da, tu trebuie să vii cu ceva nou, trebuie să vii cu ceva diferit față de ce vin ceilalți. Oferi flori?
Ofer și flori, ce drept, în ultima perioadă nu prea am oferit, Așa. dar am mai oferit N-ai oferit câteva. pentru că n-ai vrut, n-ai simțit sau... N-am simțit, n-am simțit. Ți se pare că e un gest intim, personal? Mi se pare un gest drăguț și iarăși contează cum îl faci, contextul în care îl faci, cum prezinți floarea aia. Poți să dai o floare să nu însemne nimic. Pardon, scuze-mă, poți să dai un buchet de acela mare de trandafiri, wow, și să nu prezinte nimic, dar poți să iei o Ei spui, floricică. pune-l pe Instagram, ia să vezi că o să te întrebe lumea, de la cine? Da. Am zis că sta acum toate buchetele alea de sute de fire și Da, da, domnișoarele da. care pun pe Instagram și se laudă cu, mă rog, se laudă cu mai mult decât cu acel buchet, dar nu mai contează. Acolo e o În ce categorie, lume da, trăim, aparte. Andrei? Acum cu rețelele astea de socializare și cu poveștile astea pe care mai mult vrem să le facem că există, dar ele nu există. Avem nevoie, cel puțin pentru o perioadă, până se liniștesc lucrurile, de socializare și nu putem să o facem decât în felul ăsta acum, din păcate sau din fericire pentru alții, dar ideea pe care o susțin eu, că vorbim mai strict de bărbați, de a cunoaște femei. Partea asta de online, de texting, de mesaje, profil atrăgător, să știi să vorbești cu ea pe mesaje, să o faci interesată de tine, să-i captezi atenția, să-i menții atenția și așa mai departe, se aplică și pentru cei care zic că oh, dar eu nu abordez online, mie îmi place să o abordez pe stradă. Ok, o abordez pe stradă, îți va da un contact, îți va da numărul tău, pardon, îți va da numărul ei de telefon și tot ajungi la mesaje. Și dacă o dai în bară la partea aia, degeaba ai abordat tu șmecher, bine. Că o dai în bar acolo. Deci, practic, de texting și de a da mesaje și de a conversa online, nu scapi. Asta încerc să le spun multora care zic, dar eu nu abordez online, că mie îmi place în viața reală. Care ar trebui să fie pauza între două relații? Deci ai plecat dintr-o relație, ai ieșit dintr-o relație, câtă vreme ar trebui să stai tu singurel până când începi să interacționezi, până când îți faci curajul să abordezi o persoană care ar trebui să fie chiar persoana vieții tale? Nu există un time frame anume, adică fiecare are rana lui. Practic asta e o despărțire, e ca o rană, ca și cum aș fi tăiat cu cuțitul. Așa. Trebuie să fiu conștient că rana aia se vindecă de la sine. Deci ca să pastila magică, cum trec peste o despărțire, noi Cum se vindecă bărbații... de la sine? Eu mă duc, adică pun un pansament, nu? Da, bine, dar ea se vindecă Da, acolo. vreau ca Dacă... acel pansament să fie o interacțiune. Să fie o interacțiune, să fie o gândire, cum să spun, axată pe anumite lucruri din viața ta, să începi să faci anumite lucruri care îți plac. Să te duci la un tenis, să ieși la alergat, să citești. Practic să-ți deconectezi mintea de la faptul că, aoleo, m-am despărțit. Aoleo, nu merge. Aoleo, ce-am făcut. Și să accepti faptul că rana aia se va vindeca la un moment dat. Noi bărbații devenim mai puternici prin durere. Dar spunem, dacă eu capăt foarte multe skill-uri în această zonă de dating, eu voi mai putea avea apoi cu adevărat o relație? Bineînțeles, poți să ai o relație mult mai puternică. În Păi momentul dacă în care... pe urmă eu să vreau să mai aplic acele skill-uri pe, nu știu, alte persoane care îmi plac. Că Păi vezi nu aici, poate să-ți placă o singură persoană în viață. de acord, dar aici este, ne raportăm la ce dorință are fiecare. Pentru mine poate să fie într-un fel, pentru tine poate să fie într-un fel. Pentru mine poate să fie să cunosc, să am mai multe relații, să am relații deschise. Pentru tine poate să fie să cunoști o persoană, să rămâi cu ea. Nu este corect cum zic eu, sau cum zici tu, toate sunt corecte. Depinde fiecare ce își dorește. Adică nu pot să zic că e bine să fie așa ca mine, sau ca X, să ai mai multe relații deschise, fără obligații, să zic așa, și tu, că vrei să fii într-o relație, ce fraier ești. Nu există asta. Asta e pentru tine. Fericirea mea nu trebuie să fie aceeași fericirea ta. Crezi că oamenii care se cunosc pe internet au șanse să rămână toată viața împreună? Pot avea șanse. Nu este o garanție. Eu sunt de părere că dacă este să cunoști o persoană specială, o poți cunoaște oriunde. Fie că vrem pe stradă, la cumpărături, în mall, pe Tinder, pe Facebook, oriunde. Dacă este într-adevăr persoana potrivită pentru tine, va fi acolo. Ce părere ai despre și partea feminină și partea masculină, oamenii care își fac un cont de dating, chiar dacă sunt într-o relație sau mai mult sunt căsătoriți? Depinde foarte mult ce tip de relație au. Dacă sunt într-o relație deschisă, n-ar trebui să Hai fie să nicio zicem că nu sunt problemă. în nicio relație deschisă, sunt pur și simplu un cuplu, o familie. Atunci înseamnă că lucrurile respective au început să scârție destul de rău și cel mai corect ar fi să... Eu merg pe o comunicare. Deci cel mai corect ar fi să comunici. Adică dacă ai ajuns într-o situație de genul ăsta, înseamnă că relația nu mai este pentru tine și mai bine te desparți. Adică personal nu mi se pare ok odată ce ai ajuns într-o relație monogamă și s-a construit, după aia să schimbi,
termenul relație, să o duci către relație deschisă. Nici pentru femeie, nici pentru bărbat. It's tu, not fair. Tu, Andrei, crezi în monogamie? Cred în ce e bine pentru fiecare persoană. Ce își dorește la momentul respectiv. Dar nu mi-ai răspuns. Tu crezi în monogamie? Da, probabil la un moment dat, peste câțiva ani, sau poate să mi se schimbe percepția. Sau sunt deschis și la monogamie, sunt deschis și la poligamie. Nu, adică nu. Ori ești, nu. Trebuie să mă faci să înțeleg. Perspectiva ta pe termen lung este de a găsi o femeie, o parteneră cu care să poți să întemezi o familie, sau îți dorești tare mult să ai cât mai multe experiențe și dacă la un moment dat te plictisești de experiențele astea, în sfârșit să-ți găsești și tu pe cineva? Deci nu spun nu dacă se întâmplă să ajung într-o relație foarte ok, foarte mișto din toate punctele de vedere, să lucrurile se ducă de aproape în aproape și să ne mutăm împreună, să facem o familie sau să facem un copil. Lucrurile astea vin treptat, fiind de la sine, nu le pot programa. Mm-hmm. Da, să spun că nu pot să zic acum ce aș face, pentru că trebuie să simt femeia aia. Poate următoarea femeie pe care o voi cunoaște o să fie viitoarea mea soție. Și ce te faci dacă din toată această călătorie tu o să înveți defectele pe care le au femeile și tu o să fii atât de pretențios încât nu o să-ți mai găsești acea parteneră? E o întrebare bună. Mi-am pus-o și eu de multe ori. Oare cunoscând mai multe femei să-mi fac eu un tipar anume mai greu de găsit? Mhm. Totodată îmi dau seama ce e mai bine pentru mine. Deci pot să iau cap un plus. Crezi că e un lucru bun să ai mai mult? Adică e o încărcătură emoțională pe care tu o investești nu într-o singură persoană, ci în mai multe persoane. Și atunci e ca în business. Da. Mi se pare că fiecare relație pe care o ai, fie că e emoțională, fie că e de business, dacă ai prea multe companii cu care tu lucrezi, îți este mai greu să-ți concentrezi energia pe fiecare partener în parte. Și ajungi să fii mai pretențios atunci când ajungi la un viitor partener peste 30 de ani și spui ok, păi nu vreau nici asta, nici asta, nici asta, nici asta, nici asta, nici asta. Și partenerul zice, stai așa un pic, că eu nu am atât de multă experiență ca tine. Și practic ai putea să nu dai șanse egale oamenilor pe care tu îi întâlnești pentru că deja compari. Da, e și o capcană pentru că e mindset-ul acela de partener ideal, care nu există. Și practic orice bărbat, din punctul meu de vedere, are nevoie de o perioadă de a experimenta mai multe relații, ca să-și dea seama ce e mai bine pentru el, de ce are nevoie. Ultima relație serioasă pe care ai avut-o te-a deconectat atât de tare de la realitate încât te-a făcut să îți crezi businessul pe care tu l-ai? Ultima relație, de fapt, nu ultima pe care am avut-o acum. Ultima relație, mă refer ultima la... Ultima pe care ai avut-o așa, cu adevărat. Pe a fost chiar acum. Așa? Da. Și ți-a declanșat absolut tot? Tot ce faci acum? Nu mi-a declanșat nimic, adică sunt împăcat cu faptul că nu suntem sau nu o să mai fim împreună. Așa. Și viața merge mai departe. Nu mai ok, mă refer psihic, sentimental, decât eram atunci, în 2012. Din 2012 și până acum, deci ai 8 ani de zile de când... Da, atunci am început eu să lucrez la mine, să mă schimb, să mă îmbunătățesc pe mai multe aspecte vestimentare. Dar nu e un soi de răzbunare pe care tu o faci vis-a-vis de femei? Relația respectivă. A, nu. Ba chiar mi-a deschis ochii. Ea s-a despărțit de mine pentru că eu nu puneam accent pe dezvoltarea mea. Nu puneam preț pe cum mă îmbrac, pe cum mă prezint, pe nimic. Mm-hmm. Și practic, frate, ești... Deci te-a ajutat. M-a ajutat, da. Și e bine acum, în momentele astea, după 8 de zile? Clar. Ea știe cu ce te ocupi? Știe cu ce mă ocup și am spus, cred că acum vreo 5-6 luni de zile, i-am mulțumit de fapt. I-am mai mulțumit, așa că îți mulțumesc că te-ai despărțit de mine atunci, în 2012. Pentru că altfel n-aș fi făcut ceea ce fac astăzi și poate n-aș fi fost aceeași persoană. Eu eram foarte închis în mine, așa, noi eram foarte... Cât curaj, câtă nebunie se află în ceea ce faci tu, mai ales că interacționezi cu niște bărbați cărora tu le oferi curajul să treacă la treabă atunci când ei probabil sunt, nu știu, în depresie, sunt descurajați, au impresia că lumea lor s-a sfârșit. Practic, care e primul pas? La asta te referi? Nu, sunt curios dacă la tine e nebunie sau e idee de, băi, asta trebuie să faci, punct. Este și de e o combinație, și de, de nebunie și de curaj și de testare. Nu poți să zici fă asta. Okay. Trebuie să testezi. Și întotdeauna cum lucrez eu cu bărbații, adică tot procesul este personalizat.
Adică e unul la unul pentru fiecare da, întâlnire, adică da? Ce funcționează pentru tine, poate să nu funcționeze pentru alt. La fel și la femei. Ce îi place unei, ce îi place unea, nu trebuie să nu înseamnă deci neapărat. Femeile sunt diferite și bărbații sunt diferiți. Da, oamenii sunt diferiți. Ajută din eu nu pot să lucrez cu tine cum lucrez cu George, pentru că tu ai alte convingeri, tu ai alte mentalități, tu ai alt stil. Și gândindu-mă că și tu ai convingerile tale. Bineînțeles. Și avem foarte puțin timp la dispoziție și vreau să știu așa, care este mentorul tău, care este omul care pe tine te-a influențat cel mai mult în viață? Este un băiat din Austria, îl cheamă Max Tornau, el a fost mentorul meu, a avut la fel business pe partea asta de dating and relationship advice. Și un om de la care am învățat foarte mult, el acum s-a mutat pe partea de business. Nu mai face relaționare, s-a mutat pe partea de business coaching. Practic ajută oamenii să-și facă afaceri. Și ultima carte citită sau o carte care pe tine te-a inspirat? Being You, scrisă de Dane Hir. Carte de ceva mai abstract, se numește Access Consciousness. Practic îți luminează mult mai bine mintea și te ajută să-ți înțelegi mai bine subconștientul, temerile, fricile și să-ți dai seama că alea vin din copilărie chiar. Și foarte multe de la părinți. Și noi nu ne dăm seama. Și un mesaj pentru cei care au urmărit acest podcast, un mesaj care să fie de susținere, de încurajare, de ce-ți dorești tu? Fie că ești bărbat sau femeie, este foarte important să ai focusul pe ceea ce faci, pe dezvoltarea ta, să, exact cum am spus la început, să uiți de treaba aia cu comparația, te mai compara cu alții pentru că mereu vei fi dezamăgit, pentru că alții sunt alții, tu ești tu. Așa, nu trebuie să vrei să fii cel mai șmecher, trebuie să vrei să fii doar mai bun. Dacă ești bărbat și îți dorești să crești în partea asta de dezvoltare personală, în partea asta de relaționare cu femeile, trebuie să acționezi. Sunt mulți care doar se plâng și nu fac nimic. Dacă ești femeie, trebuie să, iarăși, același lucru aplicat, să fii deci femeile, axată. Și femeile trebuie să fie axată tot în zona asta. Andrei, mulțumim tare mult încă o dată pentru prezența în podcast Generația lui John. La mulți ani. Mulțumesc. Acum trebuie să dai de băut, măcar apă plată, ceva acolo. Ne dă și nouă un sfat despre ceva. Dacă v-a plăcut acest podcast, nu uitați să-i dați share. Vă rugăm tare mult să vă planificați de pe acum Crăciunul să fie în familie și Revelionul cu 2-3 prieteni, nu mai mult de atât. Să vă faceți curaj să nu vă mai dea sin sau dacă vă dă sin să nu vă blocați într-o singură conversație. Mă găsesc și pe YouTube oricum. Așa, alphatexting.ro, da? Da, pentru... asta este site-ul unde, unde puteți lua ghidul gratuit. Deci dacă ești bărbat și vrei să înveți cei 7 pași prin care poți să faci să fii interesată de tine, mergi pe alphatexting, www.alphatexting.ro, ghidul este gratuit, tot ce deci trebuie să gratuit, extra, da, trebuie să bagi adresa de e-mail. Căutați-l pe Andrei Doru pe internet pentru că e un tip foarte tare și un fenomen care la noi probabil este la început, în străinătate explodează. Ne auzim data viitoare, luni, de la 13. Până atunci, numai bine. La revedere!